Bună, copii! Mai țineți minte șorțul de ieri? Astăzi vă voi arăta... Ghiciți ce? Un sene făcut bijuterii din jale! Arată foarte interesant! Putem să punem pe clame. Da. Pe un fir de lanț. Pe o brățară. Și pe un inel. Și aici în setul ăsta să înțeleg că ai niște substanțe pe care le amesteci și o să-ți iasă o bijuterie? Da. Pare foarte interesant. Hai să-l desfacem. Hai. Și înainte să începem, nu uitați să vă abonați la canalul Happy Lexi, pe acest buton roșu subscribe sau abonează-te, click și dați pe un film. Și când dați pe un film, dați like aici. Vă mulțumesc! Ce e înăuntru? Ia să vedem cum arată. Wow, super tare! Uitați! Stați să luăm plasticul de deasupra și vă vom arăta. Păi, avem niște seturi de sclipici. Da, cred că cu ăsta vom da culoarea. Nu știu, trebuie să citim instrucțiunile, Lexi. Da. Da. Aici avem două lipiciuri, să zicem. Nu știu ce sunt, dar cred că două lipiciuri. Da, așa pare. Pare un tub de lipici, că uite, are aici ceva. Da. Da. Uh-huh. Așa. Aici avem niște chestii care ne vor trebui, nu știu ce sunt. Da, păi sunt, uite, inelele, suportul de clamă, da, cu asta facem bijuteriile. Da, și acestea sunt capetele de la lipici. Ah, da, da, adică da, da, punem așa. Așa este, da. Folia. Mai avem aici niște figurine, acestea sunt mai mici. Ah, formele, practic, da. Aici pui gelul. Da. Uite, formă de cactus. Și aici avem formele mai mari. Asta pentru pandantive. Wow, dar ce mari sunt! Și mai avem aici niște forme cu brioșă, cu cireșe, cu înghețată, cu unicorn, cu fluture, cu acadea, cu cactus și cu măr. Și aici avem diferite... cartonașe, nu știu. Cred că tot așa, ca să dozăm pasta. Da, și eu cred. Păi eu zic să citim instrucțiunile. A, mai avem ceva. E niște sticăre. Avem și sticăre? Da. Uite, curcubeu, OMG. Interesant. Da. Și aici avem o cănuță sau ce e? Da. A, cred că e cănuța unde amestecăm ingredientele. Da, da, și eu cred. Păi hai să citim instrucțiunile, să ne apucăm să facem unul. Ce zici? Da! Uitați, copii, asta este tot ce aveam în cutie. Aceste șnururi sunt pentru lănțic. Avem niște tuburi de lipici. După cum v-am zis, avem și sclipici. Foarte drăguț. Aici avem trei folii de sticăre. Și două capace pentru lipici. Aici avem forme. Acestea pentru lănțic, acestea pentru inel și acestea pentru brățar. Super! Să înțeleg că ne apucăm de preparat? Da! Haide! Ce vrei să facem? Te-ai hotărât? Da, vreau să fac o agrafă. Ăsta e suportul? Da, acesta este. Eu zic că ar trebui să chemăm o mână de ajutor. Ce-i să o chemăm pe mami? Da. Mami, haide să ne ajuți! Bine! Deci ce vom face prima dată? Mai întâi alegem acest bol. Da. Da. Și punem separatorul în funcție de ce dorim să facem ca dimensiune. Uh-huh. Avem mic, da, mediu și mare. Uh-huh. Da? Noi am ales să facem mediu pentru că vrea să facă un unicorn. Uite ce drăguț e! O agrafă cu unicorn. Acum, după ce am plasat la mijloc acest separator, punem lipiciul 1 în partea cu picurătorul. Și înăuntru, dacă se vede, este o dungă. Până la dunga asta trebuie, uh-huh, să punem, da?
Lexi, o să porți această clamă? Da. Dar o să fie așa gelatinoasă, ca de geleu. Da, dar nimic. Completăm până la dungă. Bun. Închidem lipiciul. Aici vom adăuga sclipici. Ce culoare punem? Să mă gândesc. Alege, alege. Turcoaz și mov. Da, că putem să punem ce culori vrem noi, nu? Da. Și punem și niște acțipilde? Da. Ce punem de data asta? Te-ai hotărât? Vreau să pun acesta cu lov. Da, arată bine, da, da, da. Și panda. Și panda? Da. Dar ai zis să punem și niște din astea așa auricești, care arată chiar bine. Da. Haideți să punem sclipiciul. Punem puțin sclipici, albastru. Așa. Ai zis să punem și mov, ce și zici? Puțin mov. Da. Cum o să iasă un unicorn mov cu albastru? Super. În partea din spate, da, adăugăm lipiciul 2, scrie 2. Uh-huh. Tot până la dunguliță. Oare cam de câte bijuterii ne-ar ajunge lipiciul ăsta? Că o să consume la un moment dat, nu? Pe cutie spune că ne ajunge pentru 20 de bijuterii. Și acum amestecăm. Adică de 10 ori rotim, într-o nu? Parte, da, învârtim, da, cu spatula, de 10 ori într-o parte, da, și de 10 ori în partea cealaltă. Mhm. Da, uite, se face ca o gelatină așa, de aici jelly. Un fel de gel. Gel, da. Mi-am zis geleu. E dar de fapt e gel. Amestecăm bine, 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 bine. Cum arată. Mai bine să amestecăm de mai multe ori decât... Da, zici că e un slime, de fapt. Loc. Adăugăm obiectele decorative. Hai, Lexi, pune ceva acolo. Acum. Atenție, obiectele decorative se pun cu fața în jos. Adică cu lipiciul în sus, da? Uite, cred că ne ajunge ăla, că e deja prea mare. Nu, sau mai punem unul mic. Mai punem unul mic aici sus, în corn. Da, punem unul mic. O inimioară? Da. Ia să vedem cum a pus. Perfect. Mhm, lasă-le așa, perfect. Și acum ce facem, mami? Acum turnăm acest lipici. Da. Avem aici o guriță de scurgere. Și încercăm să punem uniform în toată forma. Chiar zici că este gelatină. Da, până se umple. Și o să iasă un unicorn, clamă? Să de corn. Da, o să iasă un unicorn. Eu sunt tare curios să iasă. Și eu. Și când punem clama? Acum luăm suportul. Adică clama, această, da. Această parte pătrată trebuie băgată integral în gel. Da, ia să vedem. Să fie acoperită de gel. Și o lăsăm așa? Da, și așteptăm 15 minute. Uite că s-a făcut o bulă aici, ia să o spargem ca să nu rămână cu bulă. Gata. Ok, facem pauză 15 minute și revenim. Da, Lexi, cum curățăm materialele astea, că o să rămână pline de substanță? Lăsăm 15 minute să se usuce și după aceea îl exfoliem. Ah, deci practic se întărește și doar îl tragem afară din bol, da? Da. Super tare! Copiii, au trecut cele 15 minute și acum este timpul să vedem agrafa! Ah, uite ce ușor iese din formă! Da, uitați, așa arată! Foarte drăguț! Și au rămas... Da, uite că a rămas aici înăuntru acțipildele astea. Da, a fost acoperite, da, de gel și chiar arată ca un unicorn. Uite ce moale, ia să vedem. Ia pune mâna pe ea. Foarte moale. Și chiar poți să o pui în păr? Da. Ia să vedem. Stai puțin. Gata. Wow, ce agrafă drăguță făcută de noi și ce sclipește. E plin de sclipici. Da. Super tare! Dar am văzut că ți-ai mai făcut ceva? Da, mi-am mai făcut între timp un inel. O, ce frumos arată și ăsta. Ia pune-l pe mână să vedem. Deci avem un inel din geleu. Ia, și ăsta e moale. Da, uite, e la fel de moale, așa. Și agrafa. Și agrafa.
Foarte drăguț. Asta înseamnă că o să facem foarte multe bijuterii, nu-i așa? Da. Bine, Lexi! Ma, copii! Să dați like și subscribe!